Care este diferența dintre medicina clasică și cea homeopată? Un pediatru homeopat francez a spus foarte frumos: avem două mâini, dacă pe una o ținem ca pumnul și lovim, este o lovitură puternică, de scurtă durată și cu efect rapid. Dacă pe cealaltă o ținem cu palma deschisă și mângâiem, este un efect blând și mai lent. Asta este deosebirea între medicina alopată și medicina homeopată. Tratamentul alopat are un efect rapid, dar și cu efecte secundare și din cauza asta putem spune că este brutal câteodată. Pe când tratamentul homeopat este ca mâna care mângâie, asta are un efect mai blând, de mai lungă durată, poate să fie administrat un remediu, două remedii și efectul să dureze luni de zile, ani de zile sau chiar toată viața și efectul poate să apară mai lent sau tot rapid, dacă este un caz acut. În bolile cronice, de obicei, efectul care apare la tratamentul homeopat este după un interval mai lung de timp și de mai multe remedii homeopate administrate. Sunt convinși că funcționează homeopatia după principiul placebo. Funcționează ea și în cazul scepticilor? Funcționează și în cazul scepticilor. Ar fi foarte bine dacă ar funcționa după efectul placebo, pentru că nu ar fi niciun alt efect decât cel de vindecare. Aș vrea să subliniez un aspect în ceea ce privește tratamentul homeopat pe care și pacienții care au boli cronice îl cunosc și medicii homeopați foarte bine. Sunt așa numitele agravări și folosesc cuvântul agravare în ghilimele. Este frecvent întâlnit în bolile cronice de piele, cu erupții destul de urâte, care au fost tratate alopat ani de zile, în special cu unguente, cu antiinflamatorii și mai ales cu produse cortizonice. Și când începi un tratament homeopat, primul efect la care te aștepți este de agravare a simptomelor, adică de reapariție a erupției pe piele, la fel cum a fost înainte de începerea tratamentului homeopat sau chiar puțin mai puternic. Pacienții de multe ori se sperie. Am avut cazuri în care tineri cu psoriazis au refuzat tratamentul homeopat pentru că i-am avertizat de această etapă. Pentru medicul homeopat este un semn foarte bun și îl așteaptă așa, ca peștele o gură de apă, pentru că în momentul în care apare, sigur rezultatul va fi bun și după aceasta, așa numită agravare, urmează o ameliorare și o vindecare a afecțiunii. Deci dacă ar fi placebo, n-ar exista așa ceva. În plus, vreau să mai spun că au fost cazuri de sceptici care, necrezând în tratamentul homeopat, au luat remediu și au avut astfel de agravări și atunci s-au convins. De ce este deosebit de important consultul homeopat? Este foarte important pentru că tratamentul homeopat este un tratament naturist, dar este un tratament individualizat. E foarte important chiar atunci când este vorba de un copil, pentru că am cazuri în care vin părinții la cabinet, spun: am venit pentru copil. Vine părintele fără copil. E greu să prescriu un remediu în acest caz. Vezi pacientul, stai de vorbă cu el, vine pentru o afecțiune, reumatism, o eczemă, o otită și tu îl întrebi despre starea lui psihică, despre starea lui emoțională, pentru că poți să intre în cabinet 5 sau 10 pacienți cu același diagnostic de eczemă a pielii, cu aceleași caracteristici ale erupției, dar să primească 5 sau 10 remedii diferite, tocmai pe baza particularităților psihice, emoționale, a agravărilor simptomelor, a ameliorărilor simptomelor. Sunt pacienți care se simt bine într-o afecțiune respiratorie, spre exemplu, se simt bine noaptea, nu tușesc, respiră cum trebuie, se simt foarte rău dimineața când se trezesc. Sunt pacienți care tușesc cel mai mult noaptea, sunt pacienți care tușesc toată noaptea sau într-o parte a nopții, într-un anumit interval orar. Acestea sunt caracteristici ale pacientului, nu ale bolii. Și pe noi, medicii homeopați, asta ne interesează. Pe baza acestor caracteristici prescriem remediul și tratamentul. De aceea este foarte importantă consultația homeopată și este foarte greu să răspund la întrebări care sunt centrate pe boală și nu pe pacient. Medicina homeopată poate interveni atunci când cea alopată nu este recomandată, ca în cazul gravidelor care nu au voie să ia anumite medicamente? Sigur că da. Medicina alopată, și să nu vorbim de medicina alopată și medicina homeopată, să vorbim
așa, de tratament alopat și homeopat. Tratamentul alopat își are locul lui și importanța lui și nu îl contestă nimeni. Tratamentul homeopat la fel își are locul lui și importanța lui și îl contestă mulți, chiar dintre colegi, nu numai dintre pacienți. Poate fi administrat fără niciun risc gravidelor, nou-născuților, persoanelor în vârstă, în hepatitele cronice în care interferonul nu poate fi administrat din cauza efectelor secundare sau pacientul refuză sau nu are efectul scontat, tratamentul homeopat poate să ajute. Ultima întrebare. Mulți dintre sceptici își bazează teoriile sau negarea tratamentelor homeopate spunând că acestea promit să facă minuni. Promit acestea să facă minuni? Nu, este ca orice tratament. Nu are un efect asupra tuturor bolilor și în homeopatie sunt eșecuri, ca și în alopatie. Pentru că este un tratament care și-a dovedit veridicitatea în practică, peste 200 de ani este folosit, dar când vine un pacient în cabinet, după ce stai de vorbă cu el și îi faci anamneza, poți să-ți dai seama din caracteristicile pe care le are, din evoluția bolii, dacă are șanse să se vindece homeopat sau nu, sau măcar să se amelioreze. Deci nu poate să vindece orice boală, nu poate să înlocuiască întotdeauna tratamentul alopat, dar își are importanța lui și tratamentul homeopat. Pentru că nu are efectele secundare ale alopatiei. Și atunci, dacă nu ajută bolnavul, măcar nu-i face rău.